Nemulțumiți de situația în care s-au pomenit, un grup de producători agricoli din raionul Soroca, care dețin levezi, au solicitat ajutorul conducerii raionului ca adresarea lor să fie transmisă conducerii țării. Cea mai mare problemă cu care se confruntă crescătorii de fructe este lipsa pieței de desfacere. Avem probleme mari că avem producții bine crescute, cu toate că anul s-au fost multe ploi și cum... Adică el e în folosul nostru. Să o leacă în folosul, să o leacă că am făcut multe stropituri, tare multe am făcut stropituri, ca în comparativ cu anii precedenți și avem producție bună și nu avem unii o realiza. Cheltuielile la un hectar de livadă, de mere, s-au făcut de la 30 până la 40 de mii de lei. Ne adresăm la guvern, dacă ne pot ajuta, dacă nu piști hotară, că o trebuie să ducă ei să fac contracte cu Rusia, cu cine acolo, că în Europa producția noastră n-are și cata acolo, că iau alora. Eu sunt grup Polonia, ei pot să destuleze Europa, îmi pare că toată, și Spania, și Italia, acolo au producții calitative și bune pentru dânșa. Dar noi cu noastră, drumul nostru numai în Rusia încoace, numai la Est. Putem să ne ducem și trebuie din timp să ducă cine acolo diplomăția asta, trebuie să ducă să facă contracte, contractele nu se fac acum, dar trebuie în aprilie de făcut, în martie trebuie de făcut contractele astea care trebuie făcute. Și prețurile astea la măr acum e 3 lei, de ei nici 3 lei nu vreau să dea ei. Și mărul trebuie și de la calitate foarte bună, de la 6 întreg și 5 plus, adică înspre 7. Grupul de inițiativă a venit cu propunerea să fie organizată o adunare cu mai mulți producători agricoli, unde să fie semnată o petiție, în care aceștia cer să le fie soluționate în regim de urgență problemele. În caz contrar, crește riscul falimentului. Adresarea, mă gândesc eu că ar să fie semnată de 30-40 de fermieri, care toți cu aceeași problemă ca și eu, ca și altul. Așteptăm multe, dar mă gândesc nu prea se rezolvă nimic. Așteptăm să ne dea măcar un oricare subvenție la suc, să ne deschidă piața desfacerii. La unii, în Rusia, în altă parte, noi nu avem unii duci mărul. Pe noi nu ne primește nimeni. Conducerea raionului Soroca a dat asigurări că va face tot posibilul ca doleanțele fermierilor să fie auzite de conducerea țării. Intenția lor este de a veni cu adresare către președintele țării, către Parlamentul Republicii Moldova, către guvern, cu rugămintea de a întreprinde măsuri urgente, dar foarte urgente, în așa fel încât să putem să poată să realizeze producția, adică să transmită un mesaj în societate că lucrurile, vă zic, vor merge așa cum au mers cel puțin. Totodată ei roagă ca să putem să avem relații și cu Europa mai extinsă, ca să nu rămână cu producția în câmp. Producătorii de fructe, în special astăzi, au ridicat întrebări la toată producția, în special la producția marfă, la care nu au deloc realizare, dar ce ține de producția la procesare, sunt nemulțumiți cu prețul. Fabrica de conserve din teritoriu, la moment, achiziționează, însă cantități, adică e suficient. Capacitatea de prelucrare este suficientă, însă nu îi aranjează prețul. Din discuțiile cu reprezentanții întreprinderii, se vor întruni la nivel de țară pentru a discuta la nivelul prețului. Sperăm să crească, însă totuși mari rezerve nu o să fie la nivelul așteptărilor producătorilor. Duminica viitoare urmează să aibă loc adunarea agricultorilor din raionul Soroca, unde se vor decide acțiunile de mai departe.